Eu o să vă povestesc despre cinci tendințe pe care le-am identificat în anii ăștia de experiență în online și, și e-commerce. Prima oară o să vorbesc despre cum sunt conduse companiile și o să vă dau exemplu clasic în cazul în care știați despre el, despre Blockbuster. Dacă nu știați de povestea asta, la un moment dat tipul ăsta, Mark Randolph de la, de la Netflix, era într-o întâlnire cu cei de la Blockbuster și povestește în cartea lui că și-a dat seama că oamenii se abțineau să nu râdă de el când le-a cerut o investiție de câteva zeci de milioane de dolari. Și 10 ani mai târziu, ceo de la Time Warner într-un aglumit despre Netflix spunând că e ca și cum ar câștiga, ar domina albat albaneză întreaga planetă. Deci cam asta au spus ei despre Netflix. În 2024, cam așa arată Time Warner, care a fost înghițit, de fapt. Uitați, cam acolo este, la minus 82%, față de acțiune de la, de la Netflix. Și uh, ce se întâmplă prima tendință este că acele companii care rămân în urmă fac o chestie extraordinar de bine, și anume că rezistă la schimbare foarte bine. Cam asta este. Dacă e să ne uităm pe graficul ăsta minunat pe care l-am făcut în Canva, după cum am spus unora dintre voi, veți vedea că există acest pas al vieții, da? Deci, practic, este cum se mișcă viața de repede și apoi este timpul, da? Deci, noi dacă vrem să rămânem în cărți, ar trebui să fim acolo, mai sus. Deci, dacă environmentul, dacă mediul se schimbă cu viteza asta, noi trebuie să rămânem tot timpul deasupra acelei curbe. Și primul lucru care se întâmplă este că schimbarea este mai accelerată decât oricând. Acum o să-mi permit mașina să fiți mai mulți, ca să ridicați mai mulți mâinile, o să vă pun să faceți un exercițiu, dacă tot asta pun acum de... O să vă rog să vă uitați la imaginea asta și o să vă dați seama care e problema în, în, în guvernanța companiilor. O să vă rog să-mi spuneți câți dintre voi și ridicați mâinile, băi, dacă tot ați stat până acum, activați și voi un pic, lăsați telefoanele alea, că parcă sunteți ca fimi eu de 16 ani, care este cel mai, cel mai damage control uh, task pe care l-am. Deci, câți dintre voi vedeți aici un iepure? Câți dintre voi vedeți aici o rață? Câți dintre voi vedeți și o rață și un iepure? Câți dintre voi se uită în continuare în telefon? Da, da deci problema este că uh, e același lucru, este și o rață, este și un iepure și problema în companie este că avem tot felul de oameni și tot felul de uh, ochelari prin care ne uităm la realitate. Deci cumva unii dintre noi vedem, dacă suntem marketeri, vedem că este așa realitatea, dacă suntem finance guys vedem că este așa realitatea sau dacă suntem ceo și avem o echipă de management, credem că asta este realitatea în plan, în, 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 în concret. Și de fapt ce se întâmplă este că realitatea e aia care este și poate să fie și iepure și rață în același timp. Și șmecheria este că pentru o altă tendință este că uh, uh, multe companii sunt de fapt o adunătură de oameni inteligenți care stau pe aceeași corabie, se chinuie, se stresează și se frustrează, dar nu merg în aceeași direcție. Și, practic, echipele de leadership sunt conectate la realități diferite. Iar asta se întâmplă, evident, din mai multe motive, nu o să ajung acum să vorbesc despre copilăria nefericită prin care am trecut cu toții și cum am interpretat noi realitatea și cum filtrele noastre ne transformă percepția. Dar în fapt asta este o tendință importantă și cum o putem contracara este important și asta se întâmplă cu date. Deci dacă am avea niște cifre, 4,7 va fi 4,7 pentru toată lumea. Uh, există acest debate în schimb, că avem oameni de date pe care vrem să-i ascultăm și îi punem să ne facă tot felul de rapoarte, de cifre, să ne spună unde merge piața, care e treaba. Și ei spun, băi, da, hai să avem igienă în date, hai să ne asigurăm că ceea ce măsurăm este corect și pe de altă parte, oamenii de business spun, bă, dar lăsați-ne cu supra-analiza aia, spuneți-ne ce ar trebui să facem în plain English, da? Pe, pe bune, care ar fi, ce ar trebui să facem? Că de aia, -aia sunteți o armată de analiști acolo. Deci problema este că există mentalitatea de data mining și oamenii care angajează oameni de date sau cei care folosesc date, nu-și dau seama că e o diferență foarte mare între analiză și data mining. Deci una este să raportezi și ai niște întrebări. De fapt, datele trebuie să răspundă la niște întrebări. Și întrebările dominante la o mentalitate de data mining este, pot să scot datele, cum arată datele și se observă niște cifre. Am făcut un milion de dolari vânzări luna trecută. O mentalitate de tip data analysis vine cu întrebări de tip cum am putea monetiza aceste date, ce, de, ce a dus la apariția acestor fenomen la aceste date. Respectiv, dacă au fost un milion de dolari au fost vânzările, câte au fost în Galați, Constanța, ca să nu zic Manchester, câte au fost de la brandul X sau Y, cum este ierovărier, deci cumva care sunt tendințele și unde se duc aceste date, cum putem acționa diferit. Iar asta se întâmplă pentru că multe companii se află aici, în pragul 1. Deci, practic, avem Trei niveluri de înțelegere și de acționare asupra datelor. Avem, avem nivelul ăsta descriptiv, care ține de business intelligence, ține de ce Dumnezeu s-a întâmplat. Adică a fost atâta, XYZ. Apoi avem nivelul predictiv și ultimul este modelul prescriptiv. Lumea noastră acum, în anii încă pe care noi trăim, este aici, încă la zona descriptivă. Am avut atâtea vânzări, a fost în felul următor. Ne ducem către zona predictivă care înseamnă că use case-urile în care putem exploata datele sunt în zona asta de demand planning, în zona de management de promoții automatizate pe fără intervenție umană și segmentare de uh, clienți, da? Deci practic nivelul de automatizare curge către zona semiautomată unde se va ajunge, se va ajunge la intervenție umană cât mai mică, respectiv la zona prescriptivă, în care, de fapt, mașinăria îți spune ce să faci, da? nu îți mai dă niște idei despre ce s-a întâmplat, nu te mai susține în a lua decizii, îți spune direct do this, închide magazinul Y, renunță la brandul Z, acționează, redu nivelul de, uh, sorry redu nivelul de stoc la produsele Z sau, so on. Deci, practic, ne ducem în zona de optimizare decizională cu ajutorul datelor și noi ne îndreptăm către chestia asta. Fie că ne dăm seama sau nu, practic avem un orizont de timp pentru că totul este foarte accelerat, noi practic contemplăm undeva la 5-8 ani în care modelul ăsta prescriptiv va fi o realitate, mai ales la companiile care nu dorm în ghete, de care spuneam mai devreme. Bun. Acum, în schimb, conform datelor, 6% dintre deciziile unei companii sunt data-driven. Deci dacă vrei să-ți dai seama cât de deșteaptă e o companie, îți dai seama cât la asta dintre decizii au un backup de date în spate. Deci am luat decizia să închidem, deschidem, acționăm, facem, dregem pe baza acestor date. Shiftul care se întâmplă, tranziția care se întâmplă este de la descriptiv la prescriptiv, da? Noi trebuie să știm unde ne aflăm. Că dacă nu știi unde ești, tot dai cu capul în pereți. Deci noi suntem în întuneric, în principiu. Multe companii nu-și dau seama că sunt în întuneric. Nu mai vorbim de mulți oameni care au anumite roluri și nu -și dau seama pe unde sunt. Dar dacă nu știi pe unde e ușa, te tot lovești de zid și te întrebi, bă, da, de ce doare atât de tare? Și doare pentru că noi nu ne dăm seama cât de mare este impactul datelor și cât de mare va fi în următorii ani. Bun. Deci a treia tendință este că deciziile încep să fie luate. Pe baza datelor predictive, nu doar descriptive. Da? <coughs> Cum este modelul vechi? Sau de unde venim noi, de fapt? Modelul vechi, ca să-ți dai seama în ce fel de organizație trăiești și acționezi acum, modelul vechi se referă la ceea ce se numește lag indicators. Ce înseamnă lag indicator? Înseamnă ceva care s-a întâmplat. Da? Cât profit am avut? Câte venituri am obținut? And so on. Avem raportare haotică, respectiv fiecare departament are treaba a lui, respectiv KPI-uri care sunt complet dezorganizate. N-au nicio treabă cu, o să vedem puțin mai târziu, ce nevoie are de fapt clientul, cât e el de fericit, că el ar trebui să fie la centru strategiei oricărei organizații. Are legătură cu își face omul KPI-ul și a bonusul și e fericit că pleacă din nou în Grecia la anul. Deci există o mare desincronizare între. Obiectivul pe care îl are clientul, obiectivul pe care îl are organizația și obiectivele pe care le au managerii de categorie, produs, departamente sau so E, În modelul nou avem ceea ce se numește și lag și lead indicators. Ce înseamnă lead indicators? Păi vă dau un exemplu foarte clar. Dacă vrei să slăbești, nu că ar fi cazul meu, că am fost slăbănuit de când mă știu, dar dacă vrei să slăbești, un lag indicator ar fi ce greutate ai, deci cât ai. Un lead indicator ar fi numărul de zile în care mănânci friptură de porc la ora, după ora 10 seara. Ăla este un lead indicator, da? Sau numărul de zile în care te duci la sală, sau numărul de pași pe care îi faci zilnic. Ăia sunt, de fapt, șmecheria. Și companiile care s-au prins de chestia asta nu mai sunt atât de obsedate de cât e profitul venitul în so on. Se uită la lucruri precum numărul de inițiative strategice pe care le-am făcut în acest quarter, care au fost aliniate cu mărirea profitabilității în so on. Deci, practic, predictive reporting e următorul model care ține de evident și are nevoie pentru a se întâmpla de aliniere internă. Și evident că au și o, 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 un loc să aibă o mentalitate de tip product-centric, au o mentalitate de tip customer-centric. Păi de ce? Păi să ne amintim de băieții ăla de la Netflix. Blockbuster păreau că sunt zei supremi, dar ce nu au știut ei? N-au știut că e băie nasol să te tot duci să ții casetele alea, video, să le pui într-o paporniță, să te întorci după aia să le duci înapoi. Adică era foarte nașpa. În retrovizoare, când te uiți, da, era ban, adică era obvious că nu va mai continua în felul ăsta. Bun. O să vă arăt acum o chestie respectiv lega cea de, legată de conflictul intern. Uh, noi toți, eu mi-am dat seama că e sursa nefericirii mele, de altfel. Am ajuns la ăștia 44 de ani, dacă vreți vă dau și vouă scurtătura. Băi, problema este de fapt că ai interese conflictuale, nene. Adică vrei să te duci și în concediu, vrei să mai și lucrezi, vrei să pleci și nu știu pe unde, vrei să stai și cu copiii, dar oricum mai trebuie să termin și mail-ul ăla și prezentarea aia. Deci Sursa nefericirii umane este că ai foarte multe interese aflate în conflict fix în același timp. Și asta e sursa nefericirii și acestor companii, de fapt. Noi, organizațiile mari, suferă din acest motiv. Pentru că nu știu care e ordinea efectorii operațiilor. Respectiv, dacă ne gândim la ce e bine pentru companie și la ce e bine pentru liderii companiilor respective și la ce e bine pentru clienții acelor companii și la ce e bine pentru angajații acelor companii, o să ne dăm seama că, bă, de fapt ăștia au niște interese jumte, adică nu prea sunt aliniate. Și care companii credeți voi că ar, or să câștige pe termen lung? Se numește uh, atingerea obiectivului în mod oblic, oblic, obiectiv. Știți care? Alea care se uită la ce e bine pentru băieții ăștia, respectiv customers. Adică dacă tu nu știi că de fapt clienții vor să returneze sticlele alea de plastic care stau în spate și nu te prinzi, răspuns ca omul ăsta de la Sezamo versus cum a răspuns doamna de la Bringo. Pentru că în fapt, cam asta este, trebuie să găsești o soluție, I don't know how. La final este de a pune pe primul loc ce nevoie are acel client și să vii cu niște chestii care sunt mai mult decât discount, 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 ci anume să elimine anumite frustrări. Deci, în principiu, dacă avem organizații care habar nu au care este valoarea clientului, ce frustrări au acei clienți, nu o să ai cumva un, o prioritate, nu o să dai niciodată prioritate clienților. Și pentru a da prioritate trebuie să schimb tipul de raportare. Ăsta este un tip de raportare pe care îl avem cu unul dintre clienții noștri. După cum vedeți, în dashboard-ul pe care managementul lor îl au, nu se uită numai la revenue, margin și customer, se uită și la ceea ce înseamnă predictive customer lifetime value și dacă o ia în sus sau în jos, că asta arată profitabilitatea de peste uhă, departe, nu azi, se la ceea ce se numește net promoter score, respectiv am clienți fericiți și cumpără mai des și mai mulți, that's ok, înseamnă că o să fiu bine. Da? Dacă în schimb mă uit numai la descriptive measures, la cât revenue și profit am avut, nu o să fie ok. Un alt lucru care contează și pe care am ne, de care ne-am prins și noi cu ajutorul clienților noștri, că am, cum zic americanii, we ate our own dog food, am ascultat și noi ce ne-au zis și ei la rândul lor, am făcut acest tip de dashboard în care luăm feedback de la mii de clienți și apoi clusterizăm prin Natural Language Processing ce zic miile astea de clienți și abia apoi putem vedea că, uite, Cam asta este, astea sunt problemele clusterizându-le. Adică avem o problemă că se livrează produsele greșite sau avem niște costuri neașteptate sau avem niște pachete distruse în so on. Știind chestia asta și filtrând la nivel de oraș, vendor în so on, o să putem acționa. Adică dacă vedem că luni de zile avem aceeași mare problemă, adică sursa nefericirii clienților noștri este X, atunci acționăm asupra X. E, Aici ca să vă dau un exemplu, iarăși, aici puteți vedea din nou schilurile mele în Canva. Poate că voi credeți că omul ăla acolo a fost el, dar n-a fost. Că eu l-am pus prin Canva. Deci am găsit acest munte, după care l-am găsit pe acest alpinist, pe care l-am pus. Și asta este meritul la această prezentare. De fapt, ce vreau să evoc prin acest om este următoarea anecdotă. Gândiți-vă că ajungeți la Dumnezeu cel prea înalt și ajungeți direct la El. Deci aveți direct M ați, ați mai avut o persoană în față evident era o doamnă în fața voastră dar ați ajuns și voi în fața lui și Dumnezeu vă spune, aveți o singură întrebare, ai o singură întrebare îți răspund la ea, o să afli adevărul suprem la această întrebare și tu te duci acolo în fața lui Dumnezeu și în loc să fii atât de inspirat încât să-L întrebi ce voiai tu să afli, îl întrebi, da doamna, doamna ce-a ce -a, ce -a întrebat doamna și ți s-a dus șansa, cam asta este și deci, cam asta fac și companiile mă fraților adică în loc să ne ducem să întrebăm pe clienții noștri ce Dumnezeu vor, ce i doare în noi ne ducem și vedem ce au pus competitorii noștri în ofertă, ce au făcut ei pe, în aplicațiile lor, pe site-ul lor, în magazinele lor, în Și, de fapt, problema este că aici este avantajul vostru competitiv, acolo, între ce vor clienții și ce ești tu în stare ca și organizație să oferi. Și cu asta termin polologia celei de-a patra tendințe și anume că focusul este pe client care este mai puternic decât oricând. Adică e atât de ușor să dezinstalezi o aplicație, for God's sake, să te duci în alt magazin, să avem o droaie de opțiuni. Deci noi ca și clienți suntem mai puternici decât oricând. Bun. Trecem la următoarea tendință. <coughs> Mi-a plăcut foarte mult chestia asta, I-am făcut loc, arată total diferit decât schilurile mele din Canva, nu eu am făcut-o, dar aici puteți vedea ce se întâmplă în multe organizații, respectiv date, tehnologii, tooluri, se înfic toate, se bagă toate, se împroșcă acolo, pe, peste tot, în businessurile, în toate companiile, mai adaptăm o tehnologie, mai băgăm niște AI, mai facem niște analize, mai facem nu știu ce chestii. Și pe de-o parte oamenii ăștia sapă un tunel și pe de-altă parte oamenii ăia construiesc un pod. E, șmecheria este că asta vine pentru că întrebările nu sunt potrivite. Respectiv, omul ăsta mi-a he rocked my world, este cel care a scris The Innovator's Dilemma, Clayton Christensen și a zis chestia asta și mi-a rămas și mie în cap. Eu zic și eu, dar filmul nu mă ascultă că e la perioada, știți voi, la 16 ani. Și care este de fapt șmecheria? Băi, omul ăsta a zis așa, că întrebările creează pur și simplu spațiu un cap. Da? Deci ele creează așa un spațiu pe care să aterizeze răspunsul. Dacă nu ai pus întrebarea, răspunsul dă pe lângă, trece pe lângă ureche, se duce pe lângă și nu ajungi să-l conștientizezi. Deci, de fapt, întrebarea este factorul generator de progres. Dacă nu spui întrebări, dacă nu ești curios, atunci nu o să ai niciodată răspunsul potrivit și o să fii tot timpul frustrat că de ce nu ești tu fericit în so sau. Deci, ordinea efectorii operațiilor, în, în principiu, este asta. Întâi și întâi îți pui întrebările. Da? Deci ai întrebările potrivite care generează o informație. Respectiv ea, dacă îți pui întrebarea, afli răspunsul. Apoi vii cu o ipoteză de schimbare și abia apoi ei niște decizii și duc la un experiment. Problema este că acum în retail, multe companii nu se prind că ele nu trebuie să acționeze. Cum mi-a plăcut cum a spus Andrei Mana de la Glovo, a spus că noi nu vrem să influențăm cererea, noi vrem întâi să o înțelegem for God's sake, deci ăsta e primul pas să înțelegi care este cererea ce vrea omul în mod natural și atunci noi nu suntem într-o într viteză de a acționa noi suntem într-o viteză în care avem nevoie de viteză de a experimenta, adică de a valida niște ipoteze pe baza unor informații și date pe care le avem și pe baza unor întrebări pe care ni le-am pus, deci cam asta este ordinea efectorii operațiilor deci în principiu Acum, cu ajutorul tehnologiilor și AI and so on, trecerea este de la acționa masiv cu armata a 14-a. Toți facem asta, ne-am prins noi. De ce? Că am avut noi o idee, ne-am prins la bordul companiei. Asta e direcția. În loc să facem asta, noi trecem de la acțiunile astea masive și foarte costisitoare la experimentare agilă. Respectiv, ne prindem pe 20 de magazine dacă schimbăm flow-ul și vintre vi clienții pe aici și le dăm nu știu ce fel de chestie, ce se întâmplă versus alte 20 de magazine unde nu facem chestia asta? Dar ce se întâmplă dacă stimulăm asta și prin email campaigns și prin ad campaigns în care, prin care trimitem oameni în acele 20 de magazine? Și cam asta este tra tranziția în momentul ăsta. Deci în loc să te chinui să schimbi la nivel de organizație, că știți toți de la cu o navă aia mare care abia rotește, dar abia se duce la dreapta, versus o navă din asta agilă. E, șmechirea e că tehnologia acum permite să faci astfel de experimentare super agil, chiar că dacă ești dita mai organizația. Bun, o să vă las cu trei întrebări apropo de a găsi răspunsul uh, potrivit. <coughs> trei întrebări pe care toți retailerii ar trebui să le... Să, la, la care toți retailerii ar trebui să știe răspunsul. Respectiv, unul este de ce ne părăsesc cei mai cei clienți, am uitat un cei acolo, Schilurile mele de Canva au și ele o limită, adică nu știu dacă... După aia, de ce ne aleg cei mai buni clienții ai noștri? De ce, de ce continuă să vină clienții ăștia la noi? Și care sunt cele mai mari oportunități pe care le avem la nivel de produse, branduri, localități, canale, categorii, însă? So dacă nu știm întrebările la, dacă nu știm răspunsul la aceste întrebări, o să mai înfigem o nouă tehnologie de care am aflat, o să mai facem tot felul de campanii, tot felul de inițiative și o să fim cumva decuplați de la ce vrea piața. Eu povestesc despre chestiile astea de mult. Mi s-a uscat gura și acum la propriu, dar îi mulțumesc celui care mi-a adus apa, apreciez. Și de câțiva ani tot vorbesc despre chestia asta. Până la un moment dat, când din nou canva se vede aici, numai puțin, da? Știți cine era aici? Era Eddie Murphy. Când era el moș și juca nu știu câte roluri. Până când mi-am dat eu seama, aha, deci asta este de fapt șmecheria și șmecheria este că există o metodă de a crește o organizație de tip Omnichannel Retail. Și metoda asta, foarte simplificată, o am aici pentru voi. Prima oară te prinzi care sunt acele levers, nu știu cum se numesc, pârghii de acțiune, după care faci customer research continuu, adică ei feedback într-una de la clienți, Apoi, ai o aliniere internă astfel încât omul de la operațiuni să știe ce-l frustrează pe omul de la customer support, să știe ce-l frustrează pe omul de la marketing, respectiv, nu mai ai un grup de oameni, ci ai o barcă cu oameni aliniați în jurul acestor cifre care contează. Și apoi ai trei lucruri pe care le schimbi. Una este ceea ce faci, respectiv customer experience și fulfillment. Al doilea este ceea ce vinzi, respectiv produse and so on, categorii, cum spuneau oamenii ăștia de la Sezam, foarte tare, că au, uh, au, descoperit această nișă, această nevoie de oameni care au uh, intoleranță la lactoză, and so on. Și al treilea lucru, abia ultimul, după cum vedeți, marketingul e la final, e la coadă. Deci partea asta de campanii, eduri, promoții, oferte, ea vine la final, după ce te prinzi, ce vrea piața și după ce e puls. Deci cam asta este metoda. Uh, sugestia mea, întrebarea pe care vă las este poate că este timpul unei schimbări. Să vă spun câteva lucruri despre mine și despre noi, despre Omniconvert. Ajutăm peste 100 de companii de tip mid-size și large din întreaga lume. Suntem recunoscuți de oameni ăștia de la G2, Forrester și Garner. Avem un, un, un fel de metodă în care facem trei chestii. Am, am creat tooluri și tehnologii, avem knowledge-ul pentru a face lucrurile astea și avem niște servicii de date în care exploatăm muniția pe care multe companii dorm pentru a le ajuta să-și atingă obiectivele. Respectiv, practic, noi luăm datele despre clienți pe care le transformăm în insighturi, în clienți mai profitabili și mai mulți cu o experiență mai bună. Cam ăștia sunt clienții cu care noi am lucrat până acum, cei care au avut încredere în noi. Dacă vreți să aflați mai multe despre metodologie, noi am creat și o academie online, împreună cu tot felul de oameni mai deștepți decât mine, din întreaga lume. Se numește CVO Academy, Customer Value Optimization Academy. Există un curs întreg și gratuit acolo de Customer Behavior. Îl găsiți pe academy.omniconver.com și am scris și o carte despre asta. Se numește The CLV Revolution. O găsiți pe Amazon. Oamenii ăștia, respectiv Chief Measurement Officer de la Google și Daniel McCarthy, care este autoritatea în domeniu pe Customer Lifetime Value, au zis că pare că e o carte chiar bună. Adică au putut să mă lase să le pun feedback-ul pe, pe ea. O am acolo, cine pune întrebări inspirate, nu știu cât timp mai avem pentru asta, o să poată să o primească din partea mea cadou. Vă mulțumesc foarte mult că ați stat până acum.